Bună seara și pacea Domnului, dragi credincioși! Punea o întrebare Hristos odată și zicea: și ce-ar putea să dea un om în schimbul sufletului lui? Și lăsa de înțeles că nu poate da nimic. Dragii mei credincioși, trăim într-o lume rea, dar oameni mai răi ca noi nu sunt. Iubiți-L pe Dumnezeu și ieșiți din zona aceasta. Vă dați seama ce cumplit sună. Trăim într-o lume rea, dar oameni mai răi ca noi nu sunt. E așa ca și cum ești foarte bine, n-ai niciun fel de problemă, totul e în regulă. Și printr-o conjunctură te duci și îți faci analize. Tu n-ai nimic. Îți vin analizele acasă, te duci la el, nu prea te pricepi. Te duci la doctor să ți le citească, îl vezi că se face alb, zice într-o lună de zile, ești gata. Dar cum că nu mă dură nimic până azi? Nu asta decide. Trăim într-o lume rea de tot, dar noi suntem cei mai răi. Trăim într-o lume încărcată de ură, dar noi urâm cel mai mult. Trăim într-o lume plină de păcat, dar noi suntem cei mai păcătoși. Trăim într-o lume fără Dumnezeu, dar noi suntem singuri oameni care n-avem nici un Dumnezeu. Se supăra mama dragă de ea câteodată pe mine și zicea următoarele cuvinte: Tanti Maria le știe, copile dragul meu, de Dumnezeu nu te temi și de oameni nu ți-e rușine. Nu știu cât pricepeam, că eram copil. Nu știu care era simțământul mamei mele când îmi spunea lucrurile acestea, adică probabil o scoteam din toate stările ei. Dar știu că în inima mea de copil simțeam că e ceva la limită. Mai încolo nu mai este nimic. Când ajungi, ca de Dumnezeu să nu te temi și de oameni să nu-ți mai fie rușine. Nu mai ai unde să mai ajungi. Ai ajuns la capăt. Aș vrea în seara aceasta să ne oprim un pic Sfintele Scripturi pentru timpul care ne-a mai rămas. Și aș vrea să vă vorbesc despre
despre realitatea care ne poate scoate de aici. O lume rea, dar noi suntem cei mai răi. O lume necredincioasă, dar noi suntem cei mai necredincioși. O lume răzbunătoare, dar noi suntem cei mai răzbunători. Mesajul din seara aceasta are ca titlu următoarele cuvinte. Farmecul închinării. Farmecul închinării. Nu știu dacă știți cum este când hoțul vorbește despre a nu fura toată viața. El nu mai aude cuvintele a nu fura. Când mincinosul vorbește despre a nu minți toată viața, el nu mai aude cuvintele nu minți. Când noi, ca și creștini adventiști de ziua șaptea, vorbim de toată viața noastră despre închinare, noi nu mai auzim cuvintele sau cuvântul închinare. Se întâmplă câteodată că ajung la biserică fără să fie nimeni aici. Și când ajung la biserică înaintea lui Natanael sau lui Ionuț sau Ovidiu, împreună cu Lia, e liniște, nu-i nimeni aici decât Dumnezeu. Și venim amândoi și ne punem în genunchi aici în fața altarului și ne închinăm. N-are nimic pe pământul acesta farmec cum are farmec închinarea. Azi veneam cu Lia și zicea, hai să ne grăbim, dar de nu-i venit nimeni. Și când am venit era cineva la adunare și așa dezamăgiți am fost. Că n-am putut avea momentul acela al închinării. Domnul Iisus Hristos se oprește odată și vorbind oamenilor, zice, într-o zi, eram pe aici cu dulgheria mea și eram prezent și la templu, pentru că eu sunt Dumnezeu. Și s-au urcat la templu doi oameni să se închine. Nu era nimeni acolo. S-au urcat să se închine. Vedem închinare la catolici care se închină la idoli. Vedem închinare la ortodoxi care se închină la icoane. Aș vrea să vă pun o întrebare. Ați văzut vreodată vreun om care să se închine lui Hristos? N-am voie să răspund în locul vostru, dar poate de data aceasta mi-aș permite. Uitându-vă așa de mult la cei care se închină la idoli, uitându-vă așa de mult la cei ce se închină la icoane, uitându-vă așa de mult la cei ce se închină la alți Dumnezei, n-ați văzut niciodată pe nimeni care să se închine lui Hristos.
Probabil că cei care sunteți un pic mai în vârstă ați auzit de părintele Calciu Dumitreasa, un preot. Știți cum le zicem noi pocăiții la preot? Un nelegiuit. Era în închisoare. Închis pentru Hristos. Acolo în celulă n-avea icoane și n-avea nici idoli. Se punea pe genunchi și își făcea cruce. Se închina la idol și la icoane. La care? Că acolo nu erau. Și era unul din gardieni care nu-l mai suporta atunci când se punea pe genunchi și își făcea cruce. Se ruga pentru comandantul închisorii și pentru gardienii care în fiecare zi îl admonestau, îl bașocoreau, îl băteau. Și într-o zi, gardianul acesta despre care vă vorbesc i-a rupt mâinile ca să nu mai poată să-și facă cruce și să nu le mai poată pune împreună să se roage pentru el. Și cu mâinile puse amândouă în ghips, cum putea, și-a făcut cruce și s-a rugat pentru gardianul care i-a rupt mâinile ca să nu se poată închina. Așa să vă întreb, ați văzut vreodată în viață un om care să se închine la Dumnezeu? Dacă ați văzut cum făcea, predica, asta nu e închinare. Dacă ați văzut cum făcea, cânta, asta nu e închinare. Dacă ați văzut pe vreunul cum făcea, strângea bani, asta nu e închinare. Dacă ați văzut vreunul cum făcea, mergea din casă în casă cu literatura, asta nu e închinare. Închinarea are un farmec. Un farmec care se naște din ceva ce numai o categorie de oameni are. Hai să citim. În cartea Apocalipsei, în capitolul 14, începând cu versetul 6, Dumnezeu a poruncit lui Ioan să scrie următoarele cuvinte, de fapt cred că le-a dictat Hristos. Zice așa: și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu, dați-i slavă, închinați-vă celui ce a făcut cerurile, pământul, marea și izvoarele apelor. Suntem înaintea ta, bunul nostru Dumnezeu. Așa cum a citit Sorin psalmul, rugăciunea aceasta psalmodică, ai milă de noi.
Iartă păcatele noastre și spulberă din inima noastră lucrurile care ne țin departe de tine. Amin. Amin. V-am mai povestit, dar în contextul acesta am mare nevoie. Am mare nevoie să reiau două scene din viața mea. Și iertați-mi derapajele din poveste, dar nu cred că mă pot abține. Cu mai mulți ani în urmă, nu știu de ce, prin ce conjunctură, venea în rechină majestatea sa Mihai I, regele României. Și am fost căutat și am fost rugat să-i fac primire oficială în oraș. Trebuia să-i facă primarul sau episcopul din oraș. Nu știu de ce am ajuns eu. Chiar nu știu. M-am îmbrăcat frumos împreună cu Lia. Mi-am pregătit un discurs, dar de unde să știi discursuri în relație cu un rege? Și scurtez povestea, era profesorul Cira de la Reghin cu corul pregătit să cânte imnul regel, imnul României, imnul regelui, trăiască regele în pace și onoruri. Și a venit o coloană de mașini care s-a oprit la 4 metri de unde eram eu cu publicul. Și a coborât din mașină un bărbat înalt care s-a uitat fix în ochii mei și în momentul acela am simțit că pot să fac un singur lucru, să mă închin. Era regele meu. Și m-am închinat. Acum câțiva ani, a murit regele Mihai I. Scuzați-mă, a murit majestatea sa Mihai I, regele României. Și m-a sunat un coleg pictor a cărui neam a suferit datorită dragostei de regalitate și împreună cu el, cu un preot și cu un alt prieten, am plecat la București la înmormântarea majestății sale. Mi-am luat cele mai frumoase haine pe care le-aș fi putut avea. M-am îmbrăcat la robă, cu mitră. M-am dus la înmormântarea regelui. Și stăteam la rând. Unele televiziuni au venit și mi-au luat interviu. M-au dat pe posturi. N-am nimic cu frații mei, cu Constantin sau cu Nelu, sau cu frații mei de crez. Dar cum pot să fiu om așa de prost? Și au început toți pocăiții să facă bancuri. Că păstorul lor, Iacob Coman, s-a dus la mormântarea regelui României să reprezinte ceva sau pe el.
Cum putem fi așa de înlături față de orice cultură și față de orice respect? Și visăm cerul? Și mi-a venit rândul. Și am ajuns la catafalcul majestății sale. Mihai I, regele României. Păi ești la catafalcul regelui, mă. Se filma, erau paze acolo. Dar nu m-a interesat decât regele meu și Dumnezeu. Și m-am pus în genunchi. Și m-am închinat. Nu poți să faci ce n-ai învățat. Nu poți să crezi despre lucruri pe care nu le știi. Ridicați-vă, scumpi oameni. Poate că renegați calitatea mea de frate. Nu-i nimic. Dar ridicați-vă. Nu mai ciuguliți din lăturile proștilor. Treziți în oasele voastre țăranul român nativ cu bun simț luat din pământ. Treziți-vă, frații mei unguri, secuiul acela al Nicovalei și al Dălții și al Potcoavelor. Și sculați în voi frumusețea slujirii, pentru că doar slujitorii se închină. Corvoada nu se închină și îngânfații nu se închină, doar slujitorii se închină. Și de asta în biserica noastră nu există închinare. Pentru că nimeni nu e slujitor. Suntem oameni de corvoadă. Suntem slugi la dârloacă. Și în afară de faptul că am fost învățați să fim nimic, ne-a și plăcut să fim nimic. Îngerul acesta zbura cu Evanghelie veșnică. Și cum vă spuneam mai devreme, un mincinos dacă spune așa de mult, nu mai minți, nu mai minți, el nu va mai ști niciodată să audă nu minți, că el e mincinos. Un ucigaș, dacă va spune toată viața, nu mai ucide, el nu va mai auzi niciodată, nu mai ucide, că el e ucigaș. Și de 60 de ani, în creierul meu numai asta sună. Și am văzut un înger, și am văzut un înger, și am văzut un înger. Dumnezeu Creator, aici e vorbă de sabat. Dumnezeu asta, aici e vorbă de aia. Dar aici e simplu. Îngerul acesta cerea unor oameni să facă trei lucruri mari și late. Unu, să se teamă. Eu am fost crescut într-un regim comunist, cu secretar de partid, cu miliție. Am făcut 5 ani de liceu militar în vremea comunistă, cu să trăiți tovarășe, să trăiți tovarășe, să rămână tovarășa. Eu nu aveam nimic cu regele. Nu ceva, nimic. Absolut nimic. Dar nativ în oasele mele
Era o groază și o frică de majestatea sa, Mihai I, regele României, și când l-am văzut, am închinat. Credeți că dacă acum ar coborî Hristos aici prin tavan între noi, s-ar închina vreunul dintre noi? Nu. Noi nu știm ce e asta. N-am prins farmecul. Credeți că dacă ar cobora acum Hristos aici, în carne și oase, în strălucirea Lui, credeți că vreunul ne-am teme de El? Nu. Noi nu știm ce e asta. Un coleg mai mic ca mine, cu 2 ani de la facultate, a ajuns rectorul Universității Emanuel din Oradea. Și odată am avut nevoie de ceva de la el. Și m-am dus la el. Am sunat, m-am scris la audiență. Te-am spus sub balaușă, că au fost colegi. M-am scris la audiență. Am intrat înăuntru. Și am spus: bună ziua, domnule rector. Bă, comani, mă! Bă, comani, mă! Bă, Lajos, mă! Că aici suntem între frați, mă! Nu-i cu de-alea! Bă, voi vă auziți? Voi vă auziți? Bă, voi vă auziți? Asta este gloria noastră a pocăiților. Mă întâlnesc cu Bișchirii. Bișchirii, așa era pălăcrit un coleg de-a meu de bancă, cu care am făcut cele mai mari posne care s-au putut face. Și îmi zice mie domnul Iacob: bă, Bișchirii, bă, fii serios, bă, dar n-a putut să-și biruie. Om din lume, bețiv, n-are Bișchirii. Domnul Iacob: nu trebuie să-mi ziceți niciunul, domnul Iacob. Vă transmit ceva. Zice: căutați-vă dacă n-aveți, ca să vă luați de undeva. Niște oameni, nu contează dacă sunt răi sau buni, nu contează dacă sunt răi intenționați sau bine intenționați, au făcut niște goluri în noi, pentru care nu mai găsim nicăieri resurse ca să le umplem. Și aici zice că venea îngerul pe creștetul cerului și striga cât îl ținea gura: respectați, respectați, respectați! Păi nu asta striga. Striga: temeți-vă. Farmecul fricii este cea mai înnobilatoare trăire sufletească. Și aud o poveste. A venit aici la Târgu Mureș fica majestății sale, Mihai I, regele României, după ce el a murit, la o masă. Și au fost invitați pe sprânceană numai oameni de viță. Când stai la masă cu o regină, nu mănânci cum vrei tu și nici când vrei tu. Și după masa respectivă aud povești. Pentru că la masa aceea au participat toate calfele și gunoaiele acestui oraș. Auzi, bă, că să nu mai mânc colosaia ta câmurile jos. Dar ce cați acolo, mă? Ești boschetar de gara mare cu pungă de aurolac. Ce cați la masă cu regina? Du-te acolo, că acolo
suși din pungă când vrei, nu trebuie să o lezi jos. Ce cați acolo, bă, boschetarul? Bine, și să cați la masă cu regele. Pentru că numai ideea să stai cu la masă cu regele îți induce farmecul fricii. Mă tem, e regele. Fiți liniștiți că la masa unde regele va servi, așa spune prorocul Elenoaș în Scriptura, unde vom sta la masă cu Avraam, Isaac și Iacob, și Maria sa, regele Hristos, întâi al Universului, va servi la masă. La masa aceea stau numai cei care știu că e o onoare să lase tacâmurile jos când le lasă și El. Noi, boschetarii, vom sufla în pungi de aurolac în iad și vor fi din alea antitemperatură ca să nu se topească și... și ne bucurăm că ăsta e nivelul nostru. Ăsta e nivelul nostru. Dragii mei credincioși, ridicați-vă. Prima condiție ca să te ridici este să te temi. Un om care nu are frică nu se ridică. Să predicați, frate, întreita solie îngerească, nu știu ce, că ăsta e adevărul prezent. Serios, ați predicat voi vreodată întreita solie îngerească? Și zice că mergea îngerul ăsta pe creștetul cerului și striga cât îl ținea gura: dați-i slavă! Nu vreau să supărăm. Da, dacă ne supărăm, asta e. Da, dacă cineva aici în sala asta zice: îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat sănătate. Câți dintre voi ați zis vreodată, în gând, nu tare, în gând, slăvit să fie Domnul? Nu poți să zici asta. Pentru că tu ai în minte cu sigiliu și cu sâmbătă și altceva n-ai în cap. Poți să zici asta. Ce că îngerul zbura pe creștetul cerului și striga cât îl ținea gura: dați-i slavă, slăvit să fie Domnul! Toți ați strigat acum: amin, amin! A plecat coperișul ăsta și s-a deschis cerul. Dragii mei credincioși, ridicați-vă! Dacă altceva căutați, sunteți bine toți, suntem bine toți. Dar dacă mântuirea o căutăm, lumea aceasta e rea, dar noi suntem cei mai răi. Lumea aceasta e păcătoasă, dar noi suntem cei mai păcătoși. Lumea aceasta e criminală, dar noi suntem cei mai criminali. Lumea aceasta e idolatră, dar noi suntem cei mai mari idolatri. Că măcar lumea aceasta se închină la icoane, noi ne închinăm nouă înșine, făcându-ne pe noi înșine, Dumnezei. Și apoi urmează a treilea imperativ. Zbura îngerul pe mijlocul cerului și striga cât îl ținea gura: închinați-vă! Vă întreb, de la inimă la inimă, ați văzut vreun om să se închine lui Hristos? Cum făcea? Că dacă intri într-o biserică catolică și îl vezi pe unul, face, lua la dracu să închină la idoli, ăsta e gata de el, că-i fiara. Dacă intri într-o biserică ortodoxă și vezi o doamnă cu năframă, că se pleacă pe la fiecare icoană și o pupă și rămâne amprenta buzei pe la tuzla și săraca, cât e de proastă. S-a dus vernicia ei.
S-o fi dus, nu știu. Ați văzut pe vreunul care se închină la Hristos? Cum făcea? Farmecul închinării. L-am mai avut farmecul închinării, deși nu m-am închinat, că era altfel sistemul de gândire. Eram la 23 august, era parada militară, în 1979, pe acolo, pe undeva, și eram în Piața Aviatorilor. Eram un corp de laudă a împăratului de peste 1800 de ostași. Au defilat printre noi și tribuna oficială 6 ore, că la paradele normale erau numai 4 ore. 6 ore au defilat tot ce exista mai frumos în țara asta. Și la un moment dat, colonelul Ursu a ordonat onorul care se dădea ca încheiere a paradei domnului Nicolae Ceaușescu, care era sus pe tribună și se uita la noi. Și când a ordonat cu onor înainte marș, mi s-au îndoit oasele în trup. Și era la câțiva metri de ochii mei. Și când l-am văzut acolo în tribună pe președintele meu, atunci am mai simțit fiorul și farmecul închinării. Se schimbă tot. Tot se schimbă. Frica în respect, lauda în dezmăț, închinarea în papagalecisme. Se schimbă tot. Tu ce faci? Tu ce faci? Și zice Iisus Hristos că s-au urcat la templu doi să se închine. Și unul zicea că predicarea și rugăciunea e formă, e închinare, cam așa cum zicem noi. Îți mulțumesc, Doamne, sunt așa. Nu mergeți la antiteză, nu, ci la manifestare. Îți mulțumesc, Doamne, dau zecime, țin sâmbăta. El a zis că se închină, dar nu era închinare. Poate nu v-a spus nimeni niciodată, că nici eu nu mi-am spus. Nu pledoaria lui a fost atât de greșită, cât faptul că el s-a dus la templu fără să se închine. Dar acolo era și unul de ăsta care pupă icoanele. Și ăsta zice Scriptura că făcea cam așa. Ai milă de mine, Doamne. Și pe ăsta l-a primit Hristos, știți de ce? Pentru că se închina. Și zbura îngerul acesta pe creștetul cerului și urla cât îl ținea gura. Temeți-vă de Dumnezeu, dați-i slavă și închinați-vă. Nu mă pot abține, trebuie să vă mai zic ceva. Nu știu ce va urma, dar trebuie să vă mai zic ceva. Ăștia
primesc tot sigilul fiarei, pentru că se închină într-o zi greșită. Noi vom primi toți cunune de aur, pentru că într-o zi negreșită nu ne închinăm. Ați prins? Repet, ăștia... Fac o paranteză, iertați-mă că intru în delir. Îmi scrie o doamnă cu mare seriozitate de la Ierusalim. Ce mă, voi nu vă uitați la ceas? Voi nu vedeți că sâmbăta seara a apus soarele și voi mai sunteți la biserică? Vă închinați duminica ca ăștia? Bă, când am auzit, am crezut că fac apoplexie, mă. Bă, voi vă dați seama ce-i în craniu nostru? Voi, nu știu, voi realizați? Bă, dar cu seriozitate și cu greutate, parcă era de la sinodul Sfântului Apostol Iacob de la Ierusalim, bă, dar voi nu vă uitați? Bă, când a apus, bă, gata, dacă ți-e rugăciunea la max, scoală-te-și, fugi de acolo, bă, că e duminică. Da, mă, că să știți că duminica asta a făcut-o Lucifer, mă. Dumnezeu a creat luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă și Lucifer a zis, bă, să fac și eu ceva și a făcut duminica. Și așa s-a făcut săptămâna din 7 zile. Deci, băi, frații mei, scuzați-mă, nu mai veniți aici, părăsiți-mă, părăsiți-mă, faceți ce vreți. Dar nu pot, mă, nu pot. Nu pot. Și închei. Ăștia o să o pățească rău, că se închină. Noi o să pățim bine, că nu ne închinăm. Dar nu vă vine să credeți. Noi chiar credem că a nu te închina este închinarea corectă. De aici încolo, orice cuvânt este derizoriu. Noi chiar credem că a nu mă închina, asta e închinarea corectă. Și dă-i, închinați-vă, închinați-vă, închinați-vă! Și pentru că zici de atâtea ori închinați-vă fără să te închini, nu mai auzi cuvântul închinați-vă, pentru că tu, dragul meu credincios, și eu nu ne-am închinat niciodată și nimănui. Iar îngerul pe creștetul cerului striga cât îl ținea gura: închinați-vă! Farmecul închinării e farmecul mântuirii. Farmecul închinării ține de farmecul recunoașterii împăratului tău. Eu cred, nu știu, vorbesc și prostii, mă rog, eu cred că dacă mi-ar crea Dumnezeu posibilitatea să mă așez așa într-un genunchi și să sărut mâna regelui Angliei închinându-mă, eu cred că în secunda următoare aș putea să mor fără să-mi pară nici o secundă rău de asta. Să pot să te închin. Farmecul închinării este farmecul că celui căruia te închini îți primește închinarea, că el are autoritatea să-ți o refuze. Estera, dragă de ea, zice, apucați-vă și postiți și eu, că mă duc la soțul meu să mă închin. Și
Și a intrat buzduluc acolo peste el și s-a închinat, da. Proasta aia de istera era idolatră, se închina la idol și la oameni. A, aia nici pe la marginea cerului n-ar cicăta. Și s-a aruncat și s-a închinat. Și când a văzut bărbatul ei, când a văzut strălucirea chipului ei căzând în neantul ființei sale și apoi văzându-i doar creștetul capului înconjurat de coroana ei de regină, a luat aia în piept, a luat aia cu care era rezemată de tron și l-a împins în față și a zis: ce ai, draga mea? Vă dați seama dacă se băga o nevastă adventistă acolo? Bă, nesimțitule, mă, treci odată acasă că mi se răcește mâncarea, ce te stai aici și bine, o singură dată a apucat, după aia nu mai a apucat să mai zic. Da. Și nici atunci n-a apucat să zică tot, că se reau doi înși și astupau gura și zice: auzi, du-te la școala de sabat, că vin să o fac de petrecanie imediat, du-te acolo unde ai învățat. Da. Femeia aceasta pe care o desenăm noi la copii ca pe o proastă din secolul 21 a intrat la bărbatul ei și s-a închinat. Ce farmec era în sufletul ei, câtă groază, câtă spaimă, câtă slavă. Și mișcat împăratul de scena cutremurătoare, intind doi doiacul și zice: ce te necăjește, draga mea? Știi când va rosti Hristos cuvintele acestea mie și ție? Când o să îi ne închinăm. Până atunci era un gest când eram copii. Adică a rămas fără nimic. Și în ziua în care veți vedea un om care îi se închină lui Hristos, să veniți să-mi spuneți cum face. Dumnezeu să vă ajute pe voi. Și Dumnezeu să mă ajute pe mine. Să prindem farmecul închinării. Amin.